Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință de astăzi, pentru că ea aduce un invitat pe care nu reușești să-l găsești în fiecare zi. Povestea lui este o poveste extrem de intensă. Este povestea unui copil abandonat, crescut la casa de copii, care ajunge pe stradă, ajunge să deprindă obiceiuri nepotrivite, se droghează, ajunge lider și dealer de droguri, este închis 11 luni, nu este o viață deloc ușoară, de aceea nu va fi, cred că, nici ușor de povestit, dar în mod cert nu a fost ușor de trăit o asemenea viață. Însă, pentru că se află aici la Jurnal de Credință, asta înseamnă că ceva s-a schimbat cu acest om. Numele lui este Ionuț Imrea. E bine, Ionuț l-a cunoscut pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a modificat și gusturile și viața și există pârghii în momentul actual care îl ajută ori de câte ori îi este greu. Iar Radio Vocea Speranței, Speranța TV are ceva de spus în povestea vieții lui. Bine ai venit la Jurnal de Credință, mă bucur foarte mult că te cunosc. Bine v-am regăsit. Și aș vrea să-ți mulțumesc de două ori, pentru că, așa cum spuneam, povestea ta e o poveste greu de trăit și greu de povestit. Dar asta e și prima mea întrebare. De ce vrei să faci lucrul acesta? Un asemenea background. În primul rând, am simțit că Domnul îmi vorbește să dau o mărturie pentru tinerii din România. Cel puțin 60% din tinerii din România consumă droguri. Și Domnul mi-a vorbit prin mai multe modalități și aceasta a fost una dintre ele. Să vorbesc tinerilor din România care consumă droguri și că există un Dumnezeu care poate schimba vieți, indiferent în ce situație ne aflăm. Unde locuiești? Locuiesc în Olanda. Și te afli în România pentru puțin timp? Ai venit pentru excursie, pentru să-ți vezi prietenii? Sau care este motivul sosirii tale în România? În primul rând, am venit într-o vacanță să-mi revăd prietenii și în același timp m-am gândit să dau o mărturie la Speranța TV. Ce înseamnă Speranța TV și ce înseamnă Radio Vocea Speranței pentru tine? Zi de zi când muncesc, Radio Vocea Speranței este în ureche. Întotdeauna mă conectez într-o cască și faptul că mă conectez cu Radio Vocea Speranței mă ține pe calea cea dreaptă, pentru că gândurile și satana întotdeauna lucrează în inima noastră și încearcă să ne distragă de la Dumnezeu. Și lupta de credință e o luptă grea, dar este frumoasă. Hai să începem să spunem povestea. De unde începem? Începem de acolo de unde începe, din copilărie. Din copilărie, da. Am fost abandonat de părinți. La ce vârstă? La vârsta de 2 ani. Am fost abandonat într-un orfelinat de stat și am crescut până la 14 ani. După ce am intrat la liceu, am început să iau anturaje greșite, m-am anturat, am început să consum diferite substanțe. După aia, plecând de la casa de copii, o perioadă am locuit pe la prieteni, o perioadă am locuit pe străzi. Viața pe străzi e dificilă. Povestește-ne despre asta. Cum e viața? Cum a fost viața ta pentru tine și în ce fel te-a transformat? Viața locuită, care am locuit-o pe străzi, a fost foarte dificilă. Unde ai locuit pe străzi? În Bacău. A fost o perioadă de câteva luni prin scări de bloc. După aia, la un moment dat, cumva am avut niște legături și am plecat în Spania. Și acolo am stat undeva la 2-3 luni prin parcuri și pe străzi. Aveai și alte opțiuni aici în România de a nu ajunge să locuiești în scara blocului sau pe străzi? Erau opțiuni, dar faptul că m-am anturat și am început să consum substanțe, mintea nu mai rula destul de limpede ca să pot să-mi găsesc un job stabil, să pot să muncesc. La oaltă, bine, erai copil, aveai 14 ani. Da. Îți amintești când ai luat decizia să consumi prima dată substanță? În ce context? În prima zi de liceu. În prima zi de liceu. Da. Ce te-a determinat să
A fost prima oară, a fost curiozitatea. Curiozitatea și am vrut într-un fel și să mă integrez în grupul din liceu, prima zi de școală, să-mi caut prieteni noi și din păcate a fost un anturaj rău din prima, cum am intrat în liceu. Și te-ai integrat? Pentru că asta da, și nu. Da, și nu. Cum îți explici că totuși nu ai reușit să te integrezi? Deși eram cu ei, eram în totalitate singuri. Deci cumva trauma trăită pe străzi și trauma trăită în trecut, în gândul meu întotdeauna trăia în trecut. Niciodată nu trăia în prezent sau în viitor, sau trăia în trecut și mă auto-învinovățeam pentru situația care era și cumva consumând substanțe începeam să-mi alin suferințele care le aveam. Ce din trecutul tău era chinuitor și nu puteai să asimilezi și trebuia neapărat acest trecut să fie anihilat cu substanțe? Ce durea cel mai tare? Faptul că nu mi-am cunoscut părinții. Mă rugam, țin minte că eram mic și mă rugam: Doamne, te rog să mă ajut să-mi găsesc părinții. Eram foarte curios cum arată părinții mei, cum interacționează cu mine. Și cumva m-am rugat, la un moment dat am uitat să mă mai rog. Pur și simplu situația în sine m-a făcut să mă uit, să mă mai rog pentru părinții mei, pentru că cumva m-am obișnuit cu gândul că părinții nu există. Ai încercat să-i cauți? Nu ai reușit să-i găsești? Nu i-am căutat, dar Dumnezeu mi-a răspuns câțiva ani mai târziu și sora mea a dat de mine și cumva m-am regăsit și cu mama și cu sora mea și l-am văzut și pe tatăl. O să povestim și despre acest capitol. Așadar, după ce ai realizat că aici lucrurile nu stau chiar cum ți-ai dori, ai plecat în străinătate. Prima oară am plecat în Spania, da. Ce s-a întâmplat acolo? Am plecat în Spania prima oară, cineva m-a chemat pentru un lucru de a transporta droguri. Am început să transport droguri din Maroc în Spania. Le înghițeam în stomac și la un moment dat m-am certat cu acest prieten cu care transportam și pur și simplu mi-am luat bagajele și m-am dus pe străzi. Nu știam unde să mă duc și am locuit pe străzi o lună, două luni, nu mai știu exact. Dar nu este periculos ceea ce făceai? Adică ce înseamnă practic să ingeri o cantitate de drog pe care apoi trebuie să o scoți de acolo, pentru că nu erai dealer de droguri, deci trebuiau vândute acelea, nu rămâneau. Nu știam în ce mă bag, dar cumva situația care o aveam în România, locuind pe străzi și neavând nicio situație financiară, m-a determinat să avansez dincolo de granițele românești. E clar că a fost o dorință de a scăpa, de a merge în altă parte, de a uita, practic, de unde vii. Uh-huh. Pentru că trecutul, așa cum spuneai, doare. Totuși, întorcându-ne strict la acest capitol, la această decizie de a ingera, de a vinde, nu te-a afectat? În ce mod te-a afectat? Nu m-a afectat. În niciun fel? În niciun fel. Doar probabil aveam o frică că o să mă prindă cumva. Deci simțeam că o să fiu prins. Care a fost cea mai mare cantitate ingerată ca să o poți transfera? Un kilogram de drog? Da. Deci prima oară când am fost în Maroc, Spania, după aia m-am încercat cu prietenul meu, am locuit pe străzi, după aia cineva mi-a propus un alt job. Faptul că eram disperat, n-aveam niciun ban, n-aveam ce să mănânc, am acceptat. După aia am început să transport și cocaină și tot la fel înghițit. Și o experiență care mi-o aduc aminte este că vineam din Abu Dhabi, deci cineva le aducea din Columbia, le înghițea și le descărca în aeroport. Noi ne întâlneam într-o zonă neutră din aeroport, deja treceam de scannery și eu preluam plasa, deja trecusem de scannery și o aduceam în Europa într-o sumă de 2000 de euro. Dar acum, stând și uitându-mă în urmă, Dumnezeu m-a scos din situația foarte, foarte printr-o minune, pentru că eu, când am luat plasa, trebuia să mai trec o dată prin scannery.
Eu nu știam ce să fac acum, așa am stat, m-am oprit, am văzut gardianul acolo cum îmi făcea cu mâna vino și la un moment dat am zis, nu contează, ce va fi, va fi. Am lăsat plasa pe scannerii, dar ideea e că ei n-au văzut nimic. Având o cantitate de 1,5 kg de cocaină în plasă, ei n-au văzut nimic. M-au prins după aia faptul că iau camere în aeroport care te, pur și simplu te recunoaște că ai droguri, de fapt, faptul cum te porți, faptul cum mergi, faptul cum te citește. Dar dacă mă prindea în Abu Dhabi cu cantitatea aia de droguri, pedeapsa era moartea, decapitarea. Și în situația aceasta te-a prins în Europa? M-au prins în Bruxelles, da. Te-au prins în Bruxelles. Deci la aeroport nu, dar în Bruxelles te-au prins. Cum te-au prins? Deci eu am plecat din Abu Dhabi, am pus plasele pe scanner, m-au scanat, n-au găsit nimic, printr-o minune n-au găsit nimic, ei de fapt trebuiau să găsească pentru că alea erau acolo. După aia am avut schimbare la Bruxelles, mă duceam în Spania și pur și simplu nu m-am pus nici în față, nici la urmă ca să nu bat la ochi, dar și-au dat seama de faptul că mi-era un pic frică pentru că am văzut cum merg treburile și mergea greu, oamenii urcau în avion, procesul de check-in se procesa foarte greu și deja când am ajuns la ghișeu să dau biletul și asta, ei știau că am cantitatea de droguri cu mine. Și m-au tras deoparte, m-au verificat, da, m-au arestat și m-a condamnat, prima oară mi-au zis că e undeva între 5-7 ani, dar printr-o minune de la Dumnezeu am stat 11 luni. 11 luni. Spune-mi, făcând lucrurile acestea, ai dobândit bani, ai fost mulțumit cu cât îți rezolvai să-i problema financiară? Nu, n-am fost mulțumit. Dar ți-ai cumpărat o casă, o mașină, nu, ai reușit nu. Să te plimbi, să faci vacanțe, să uite tine. M-am plimbat, într-adevăr, da. Te-ai plimbat, dar cu frica în sân, cred că. Cu frica în sân. Tot timpul că da, ne-ai povestit. Cumva eram prizonier, așa să zic, în mintea mea. Făceam asta pentru bani și în același timp mi-era foarte frică, dar o făceam să ies din situația în care mă aflam. Știam că prin muncă să câștigi un ban e greu, trebuie să depui efort și să ai ambiție să muncești. Și nu-ți plăcea să faci lucrul ăsta? Nu-ți plăcea munca? Sau îmi plăcea de ce munca, nu dar luai în calcul și varianta asta safe până la urmă? Sigură? Că am vrut să câștig o sumă de bani într-un timp foarte scurt și asta m-a determinat să... Și seara când stăteai și îți dădeai seama că n-ai ieșit nici din sărăcie și că inima ta pur și simplu tremura tot timpul, ai mai făcut și o pușcărie 11 luni, ce spunea mintea ta? Ce spuneai? Cumva eram, nu știu cum să explic, eram într-o perioadă în care știam că Dumnezeu există, dar cumva nu știam că are ochii ațintiți spre mine. Și mergeam pur și simplu unde mă îndrumau picioarele, să zic așa, nu prea am păsat de viața care am avut-o. Ușor, ușor crescând și umblând colo și încoace, fiind o persoană emoțională, m-am lăsat condus de val. Și la un moment dat nu m-am păsat de viața mea personală. Deci dacă e să merg încolo, merg încolo. Dacă e să merg încoace, indiferent ce riscuri vor fi, voi trece prin ele. Și munca, îmi doream să-mi găsesc un job ca lumea și să pot să... Unde te-a dus valul după cele 11 luni de detenție? După 11 luni m-au pus pe avion, m-au trimis în țară, m-am lăsat total de droguri, de transportat. Am început să devin bucătar, pizzar, am căutat un job, am început să lucrez pe la mare. Frumos! Și m-am reintegrat în societate, să spun așa, dar tot nu-l cunoșteam pe Dumnezeu personal. Și am călătorit diferite țări, ca bucătar, ca pizzar. Cum te-ai hotărât, practic, de la o viață de aventură și de vândut droguri, să ajungi pizzar? Tocmai ne spuneai că nu prea se câștigă bani mulți când vine vorba de munca corectă și
totuși mintea ta era să faci o sumă de bani și să rezolvi problema aceasta și să o faci repede. Cum de s-ai inserat așa ideea de a deveni pizzar și de a munci cinstit și de a face performanță, înțeleg. Da, da. După ce am ieșit, automat știam că trebuie să mă liniștesc, pentru că eram luat în vizor. Și meseria de pizzar, îmi plăcea pizza foarte mult. Bucătăria, îmi place și bucătăria. La început am început cu pizzerie, după am început să fac și bucătărie. Și pur și simplu am zis că mă duc la mare și caut un job în domeniul pizzerie. Am găsit acolo ușor, ușor, un an, doi, am început să prind experiență și după aia am început să plec în afară. Am lucrat în Anglia 2 ani de zile, ca pizzar, după aia am început să fiu bucătar și am încheiat în Olanda. S-ai încheiat în Olanda. Pizzar, ce s-a întâmplat cu consumul tău de droguri? Bun, am înțeles, era periculos să fii dealer, ai luat decizia să nu mai faci asta, dar totuși... Tu, ca și persoană, ai mai continuat să te droghezi sau ai reușit să te oprești? Da. Deci m-am oprit de transportat și m-am oprit de făcut lucruri ilegale, dar de consumat am consumat. Am început să consum din ce în ce mai mult la un moment dat. Și fiind călătorind și faptul că lucrez în bucătărie e cumva stres și lucrez până târziu și cumva drogurile te țin un pic în picioare ca să poți să... muncești mai mult. Am început să devin dependent în Anglia, iar de cocaină. Am început să trag pentru că lucram și 70 de ore pe săptămână. Și m-am întors iar în România, iar m-am dus în Anglia. Și într-un final am zis mă duc în Olanda pentru că acolo este libertatea drogurilor și e mai ușor să consume acolo, probabil. M-am dus cu un plan, m-am dus să muncesc și să fac propriul meu van cu pizza, dar din cauza drogului și consumând droguri, am deviat de la plan. Vedeai vreo ieșire? La început... Da, la început credeam că pot ține totul sub control. Am început fumat, ușor, ușor, pastile... Dar pe zi ce trecea, parcă corpul cerea mai mult. Asta e când consumi droguri, la început crezi că ai controlul la ceea ce consumi. Dar exersind zi de zi, ușor controlul pierzi și practic nu crezi că ai vrea să scapi sau crezi că poți să scapi, dar nu. Am ajuns la un moment dat să consum 5 tipuri de droguri. Și chiar într-o seară de club sau mă trezeam dimineața, îmi puneam jumate cafea într-o cană, jumate vodka și începeam direct cu o linie pe nas sau un joint și continuam ziua până la 2-3 noaptea, continuam cu droguri. Cum îți afecta? Practic, viața zilei respective, care începea așa cum ne-ai spus și se termina în același mod. Cum da, te afectat? Ce simțeai despre tine? Ce gândeai? Eram pierdut. Eram pierdut total. Nu reușisem să trec peste perioada. Tot mă gândeam la trecutul care l-am avut. Mă gândeam de ce m-au abandonat părinții. De ce Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să se întâmple în felul acesta, să ajung așa rău dependent de droguri, să n-am nicio ambiție, nicio motivație să pot să mă țin de un job. Depresia s-a coborât peste mine foarte repede, anxietatea, cumva mă simțeam blocat în trecut. Nu mai puteam să ies din trecut. Și tot în droguri căutam alinarea și foarte greu. Am început la un moment dat să ies, să renunț. N-am reușit decât 4 zile și a fost imposibil. După 4 zile am simțit că am luat-o și mai tare. Dar faptul că în inima mea era un gol masiv, n-am avut afecțiune, n-am avut prieteni de calitate, n-am avut cineva să-mi spună, bă,
indiferent de ceea ce se întâmplă, sunt cu tine. Deși Dumnezeu era acolo, dar eu nu-L vedeam. Era greu să vezi. Da, era foarte greu. Părea că n-ai să reușești să ieși. Mă întrebam, uitându-mă la tatuajele tale, dacă exprimă ceva din, să spunem, din trăirile tale, din frustrările tale, din emoții. În general, oamenii se tatuează și pun ceva din visul lor, din frământarea lor, din tragedia lor sau din speranță. Am început cu tatuajele, cumva durerea care o simțeam de la tatuaje mă elibera un pic de stările care le găseam în viața mea. Și multe dintre ele semnifică, dar multe nu. Mi-a plăcut arta tatuajelor. Și da, astea de pe mână au o semnificație. Și pe brațe mai am. Și ai și la ureche, am văzut. Aia da, ce da. Am o cruce și o sabie. O sabie de pirat. Crucea, faptul că, deși eram atât afundat în droguri și eram departe de Dumnezeu, cumva, întotdeauna am avut o frică, întotdeauna am avut o frică să jicnesc la adresa lui Dumnezeu, întotdeauna când aveam anturajul de grup, ei se luau în fel de fel de conversații și ziceau, nu există Dumnezeu, ceva de la Big Bang, univers, și eu totdeauna când eram acolo ziceam, bă, nu e posibil să existe un Big Bang sau un univers care să ne controleze. Există un Dumnezeu și du-te încolo că nu există Dumnezeu. De unde aveai convingerea că trebuie să existe un Dumnezeu? Îți povestise cineva în copilărie despre acest Dumnezeu sau era pur și simplu în tine inexplicabil? Cred că de mic s-a născut așa în inima mea un feeling de a ști că ceva există, un Dumnezeu există care controlează. Și faptul că când părinții m-au abandonat, să zic, am fost o greșeală la părinți. N-am fost chiar dorit și am zis, ok, la oameni există greșeli, dar la Dumnezeu nu există greșeală. Indiferent dacă omul face o greșeală, Dumnezeu ia dintr-o greșeală și o reface, da. Pune pe picioare din nou. Cred că și trebuia, aveai nevoie să gândești sub forma aceasta. Desigur. Toate astea ai pierdut gândul acesta pe parcurs. Hai să mergem mai departe. Mai departe, ce s-a mai întâmplat în povestea ta? Acum 2 ani. Trebuie să ieșim. Sunt curioasă cum ieșim din tumultul acesta de neieșit, parcă. Acum 2 ani tatăl meu a murit. M-a sunat sora mea vitregă. Pentru prima dată. Nu, mai vorbim cu ea, da. Și mi-a spus, Ionuț, uite, tatăl nostru a murit. Și am zis, ok, nu aveam legături foarte strânse să fiu afectat, dar faptul că a început să plângă la telefon, ceva s-a activat în inima mea. Și mi-a spus, dacă vrei să vii la mormântare, să facem o mormântare. Și am zis, ok. Eu eram cu prietena mea și mi-a zis, uite, ți iau bilet și te duci la mormântarea tatălui tău. Dar de la mormântarea tatălui ceva s-a schimbat. Deci faptul, după ce m-am întors de la mormântare, când am ajuns în Olanda din nou, am luat o decizie totală. Dar nu o decizie ca și cum aș fi vrut decizia aceea. Eu vroiam în altă parte, dar o putere divină mă trăgea în altă parte. Asta a fost cel mai interesant și încă mă gândesc că Dumnezeu m-a scos de acolo cu un plan deja pregătit, să zic așa. Nu știu care este. Știai exact acum 2 ani că sentimentul ăsta înseamnă Dumnezeu? Nu. Nu știai. Nu, nu. Pur și simplu vroiai altceva pentru viața ta. Vroiam altceva, da. Vedeai o ieșire? Aveai un plan? Știai ce să faci? Nu vedeam nicio ieșire. Nu. Nicio ieșire. Niciun plan, nicio ieșire. Nimic. Deci trăiam. Planul era zi de zi, ziua respectivă care o trăiam, nu aveam niciun plan pentru ziua următoare. Ce a făcut Dumnezeu ca să îți dai seama că El este Cel care vrea, îți imprimă dorința aceasta să vrei altceva? Cu ceva timp înainte, tot visam sfârșitul lumii. Deci coșmar peste coșmar. Nu știu dacă era de la droguri sau a fost modul lui Dumnezeu de a lucra. Deci
seară de seară aveam coșmaruri de sfârșitul lumii, nu știu din ce cauză. Venind de la moartea tatălui, ceva s-a schimbat, ceva radical s-a schimbat. Prima oară m-am lăsat de fumat, după aia am oprit total cu cocaina, cu fumatul marihuanei, alcoolul, și prietena mea îmi zicea, ceva se întâmplă cu tine, ești schimbat, nu mai fumezi, nu mai... Și i-am spus, dacă cumva e să aleg între tine și Dumnezeu, îl aleg pe Dumnezeu. Cum i-a sunat asta? A sunat foarte rău, pentru că ea mă știa într-un fel și cumva când i-am spus de Dumnezeu, m-a respins total. Deci mi-a fost foarte greu, a fost... pentru că nu vreau să mă despart de ea, dar inima mea cumva se îndrepta spre Dumnezeu, El mă chema. Și... ai spus că ocazia anterioară ai încercat să lași drogurile și n-a fost o schimbare mai mult de 4-5 zile și te-ai reîntors. În cazul de față, de la decizia aceasta, ai reușit să spunem, constant în decizia aceasta, dar nu mai fuma, dar nu mai droga, dar nu te mai droga? Pur și simplu n-am mai avut dorință. N-ai mai avut dorință? Pur și simplu n-am mai avut dorință. Dorința mea a fost să mă pun pe genunchi să mă rog. A fost să am o Biblie, am descărcat Biblia pe telefon, dar îmi doream o Biblie să citesc, să nu citesc de pe telefon. Dar n-am mai avut nicio dorință de droguri. Nici de alcool. Am început să schimb și dieta de mâncare, am început să nu mai ascult muzica care o ascultam. Am luat toate hainele, 3 saci de haine, le-am luat și le-am donat pentru că purtam un stil de haine casual, diferite tricouri cu cap de morți. Și totul s-a schimbat, totul fără terapie, fără nimic. Într-o lună de zile eram ca și cum eram curat. Aveai o explicație pentru transformarea ta? Explicația, da, este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ce știai tu la vremea aceea despre Duhul Sfânt? Eu ce știam e că trebuie să mă rog și să citesc din Biblie. Știam că cumva, ținând calea asta, pot să rezist tentațiilor. Dar la momentul respectiv nu mai aveam nicio poftă. Toate s-au dus. Toate au rămas în urmă. Cum te simțeai așa eliberat la o lună distanță după? Mă simțeam foarte bine, dar a trebuit să mă despart. Ce era cu depresia? Ce erau cu gândurile tale despre trecut? Ce se întâmplase cu toate acestea? Depresie nu mai aveam. Ba din contra, începeam să cânt. Cântam zilnic. Anxietate, aveam un pic de anxietate, pentru că încă între mine și prietena mea existau niște confruntări. Eu trebuia să plec din casă de acolo și n-aveam unde să plec. Și am căutat biserică, m-am dus la biserică. Știu că m-am rugat o lună de zile, am zis, Doamne, te rog, dă-mi un loc unde să mă mut, că aici nu mai pot să stau. Deci ea vinea cu fostul grup de anturaj, vinea în casă, se drogau. Mă ascultam în baie și ascultam diferite podcasturi pe YouTube, predici, și mă rugam non-stop și ziceam, Doamne, te rog, scoate-mă din situația în care m-ai ajutat să mă las de droguri, ai îndepărtat toate astea din viața mea, ajută-mă să ies din casa asta, pentru că simțeam cum satana vrea să mă cuprindă și mai tare. Deci toți prietenii mei vineau și se drogau în casă și eu eram în casă și cumva vreau să facă în ciudă. Și mă respingeau și m-am rugat și la un moment dat am văzut că n-am niciun răspuns la rugăciune. M-am pus pe genunchi, am zis, Doamne, nu vreau casă, nu vreau masă, vreau doar pace. Țin minte că m-am dus la biserică, am povestit cu cineva, i-am povestit pe scurt și mi-a zis, știu pe cineva care poate să-ți ofere o cameră să poți să stai. Deci ăla a fost un răspuns la Dumnezeu atunci când ceri de la Dumnezeu diferite chestii să ți le schimbe în viața ta, El știe mai bine. Dar faptul când îi ceri doar pacea aia și când îți lași toată viața ta în mâinile Lui, El automat îți dă de toate. El cunoaște mult mai mult interiorul nostru decât
Noi, da. Îți dai seama că povestind și ascultându-te, realizăm intervenția lui Dumnezeu, pentru că este o intervenție fără mână umană. Adică sunt multe povești în care întâlnești pe drumul schimbării oameni. Un om i-a povestit despre Dumnezeu, altul a făcut un gest pentru... Dar la tine în perioada asta nu a fost niciun om care să te ghideze, a fost doar Dumnezeu. Totul a fost numai între tine și Dumnezeu, te rugai și... De unde ideea să asculți predici? De unde ideea asta să asculți podcasturi creștine? De unde ideea aceasta de a căuta resurse și iată-le și găseai potrivite pentru sufletul tău? De unde toate ideile acestea? Cum acționau ele asupra ta? Mai ți-amintești? Dar nu-i departe drum. Nu-i de mult. Da, bineînțeles că mi-amintesc. N-am avut niciun sprijin cineva care să-mi spună, băi, trebuie să mergi în direcția asta, într-adevăr. Dar când am crescut la orfelinat, am crescut într-un orfelinat religios. Și cumva de acolo am știut de Dumnezeu. Cumva acei oameni mi-au oferit oportunitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu când eram mic. Faptul că am înaintat în vârstă și am ales diferite căi în viața mea au schimbat de cursul vieții mele. Dar știam că Dumnezeu e mare, dar nu realizeam că El poate face ceva pentru mine. Și la un moment dat mi-amintesc că stăteam în pat și mă gândeam pur și simplu dacă cumva mai este scăpare din viața în care eram. M-am întâlnit cu un vechi prieten când am fost la mormântare și el are o relație cu Dumnezeu mai apropiată și am zis, care e păcatul care nu mai poate fi iertat înaintea lui Dumnezeu? Și a început să-mi explice și mi-a zis, faptul că tu întrebi de Dumnezeu înseamnă că El te așteaptă. Și nu știu cum a lucrat Dumnezeu, ce a văzut El în inima mea, dar m-a condus ușor, ușor, nu totul deodată, m-a condus ușor, ușor și m-am apropiat ca și cum știam că sunt în mâini sigure. Ai spus la un moment dat că orfelinatul era de stat și totuși religios. Nu, prima oară am stat la un orfelinat de stat, după am fost la un orfelinat religios. Da. Religios. Deci da. Te-ai mutat de la un orfelinat la altul. Da. Știam lucrul acesta, dar vreau să clarific pentru public care primise inițial informația că a fost un orfelinat de stat, apoi tu ai adăugat și această idee. În perioada aceea, probabil, a orfelinatului religios, cred că s-a prins câte ceva. S-a prins câte ceva. S-a prins, numai că crescând și anturajele care le-am avut... Parcă au șters și totuși n-au șters. Totuși n-au șters. Și totuși n-au șters lucrul acesta. Bun, ce s-a întâmplat mai departe după... cum te-ai găsit biserica? Așa, ai tastat pe internet? Da. Ce ai căutat? Ce căutai la o biserică? De ce la o biserică? La ce biserică? Citind din Biblie, am observat că trebuie cumva să găsești un grup în care să te integrezi. Știam că biserica, acum nu contează ce fel de biserică, acum eu știam la ce biserică să mă duc, am căutat direct pe internetul biserica anume. Dar știam că acolo împărtăși cu alți oameni de aceeași credință, cumva reușești să treci peste etapa vieții din trecut. Și mergând, țin minte că am intrat în biserică și am dat mâna cu cel de la intrare, s-a uitat direct la mâna mea, la tatuajele mele și eram ok. Sper că nu mă judecă. Dar m-au primit cu brațele deschise și faptul că m-au primit cu brațele deschise am reușit să continui să merg și să dezvolt cumva credința în biserică. Ce ai făcut mai departe? Ce face omul care odată ce începe să citească Biblia, să-și schimbe radical trăirile, ce ai făcut mai departe? M-am botezat.
Așa, dintr-o dată. Am luat decizia la, să zic, în ianuarie și am luat decizia undeva martie, mai, sau poate mai devreme, 2-3 luni după ce Dumnezeu m-a ajutat să ies din situația în care eram. Am zis, vreau să mă botez. Vreau să-mi predau viața în mâinile Domnului Iisus Hristos. Pentru că realizasem ceea ce a făcut pentru noi. Și cumva vroiam să fac un legământ și să-i promit că nu mă mai întorc la viața din trecut. Și am avut pregătiri de botez și anul trecut, în noiembrie, imediat fac un an de când m-am botezat. Felicitări, felicitări. Mulțumesc. Pentru asta. La ce biserică mergi? La Biserica Adventistă de ziua 7 din Olanda, Groningen. Din Groningen. Da. Este o comunitate foarte frumoasă, o comunitate deschisă și practic e familia mea, pentru că acolo petrec timpul, e singurul anturaj care l-am, în afară de cel de la muncă, care acolo trebuie să muncesc și... Dar acolo îmi găsesc liniștea. Iar Radio Vocea Speranței cum ai descoperit? Știam de pe internet. Știi de pe internet? Da. Asta înainte de a ajunge la biserică sau după ce ai ajuns înainte, la biserică? Înainte. 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 Ai dat și de speranță, de Radio Vocea Speranței, așa, din întâmplare, pun ghilimele, că nu există nu întâmplare. Din întâmplare, nu, știam. Ai căutat, știai. Știam, știai, da. Dar cum știai? De unde auzisei? Auzisei că e un post de radio da, care știam, încea... pentru că am prieten care este adventist și știam. Și mi-au spus, da. Spus. Și faptul că ascult Radio Vocea Speranței și eu la momentul de față când muncesc, câteodată n-am voie să țin cască în ureche, dar acopăr, am un handphone și îl acopăr și pot să stau toată ziua cu muzică, cât muncesc cu muzică și cu diferite emisiuni și practic satana lucrează. Și în ce mod lucrează și de ce ai nevoie de Radio Vocea Speranței permanent în urechea ta? Satana vine cu tentații, cu ispite și cumva au rămas consecințele de la droguri. Ce consecințe? Gânduri, întotdeauna, parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu că dacă, cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, mi se pare o lucrare de evangelizare foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care se evangelizeze atât de puternic, atât de, să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Da. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință. Și... Wow! Ce poveste! Ce poveste! Ce Dumnezeu minunat! Îți mulțumim că ne-L arăți în viața ta. Știam că e un Dumnezeu al imposibilului, știam că e un Dumnezeu al dragostei. Faptul că tu vii și certifici prin propria ta experiență o viață atât de dificilă, ce s-a întâmplat cu, să spunem, împăcarea cu trecutul? Ești împăcat cu trecutul. Ești împăcat acum cu trecutul. Cu trecutul. Cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că se părea că asta este cea mai mare problema ta, cea care trebuia cumva uitată. Prin singurătate. Prin? Prin singurătate. Primele câteva luni am dus o melancolie singur și nu știu cum să explic. Deci faptul că m-am mutat din oraș într-un loc afara orașului, unde era natură, pădure, păsări, natura, faptul ieșind în natură și în fiecare dimineață când mă trezeam și mă uitam pe geam și realizam pur și simplu cum natura se schimbă. Era iarnă și a venit primăvara și după aia vara și eu niciodată n-am mai stat să realizez cum natura se schimbă atât de frumos într-un interval de câteva luni. Și am stat și m-am uimit cum din copaci uscați au început să iese flori și au înverzit și
căldura și păsările și... E minunat. un tablou foarte frumos când stai și pur și simplu și meditezi la ceea ce Dumnezeu a creat pentru noi oamenii. E fascinant să te urmăresc cum la 30 de ani ai descoperit că natura e frumoasă și că e creată este de Dumnezeu. Frumoasă, deși a fost frumoasă. Întotdeauna acolo pentru da. Tine, pentru noi. E eram fascinant. Orb și nu vedeam. Erai orb și nu vedeai. Cu mama ta, cu sora ta, ai reușit să treci, să le cunoști, să treci peste... Da. Aici cum e capitolul acesta? Poți să intru și aici puțin? Da, țin legătura și cu mama și cu surorile. La moartea lui tata, pur și simplu, am reușit să văd toată familia. Cel puțin 80% din ei. Ai pus întrebări pe mine de ce nu m-ați luat cu voi? Nu, pentru că mi-au mărturisit ei deja. Da. Dar cumva am reușit să înțeleg că trecând prin etapele astea, Dumnezeu a vrut mai bine să trec pe aici și mai târziu să-L cunosc. Probabil era posibilitatea să-L cunosc mai devreme și mai târziu să cad. Relația cu mama nu este foarte apropiată, dar ținem legătura, ieri m-a sunat și mi-a spus la mulți ani. Mulțumesc. Și este bucuroasă că l-am ales pe Dumnezeu. Surorile mele la fel. Deci, pur și simplu, toți prietenii care mă cunoșteau în trecut au rămas uimiți când m-au văzut și pe Facebook poze de la botez. Au rămas uimiți de cum am schimbat dintr-o dată drumul pe care mergeam așa. Nu vine să cred, te-ai botezat, crezi în Dumnezeu. Relația cu mama nu este chiar apropiată, pentru că nu simt o afecțiune din partea ei, dar nici nu o urăsc. Nici n-aș putea să o urăsc. Dumnezeu spune să ne iubim unii pe ceilalți, indiferent. A trecut și ea prin greutăți, a trecut la momentele respective, au fost momente grele, n-a știut ce să facă și Dumnezeu așa a lucrat. Eu așa văd lucrurile, că așa a vrut El să lucreze. Probabil educația care mi-am format-o singur, m-a condus în experiențele de viață. Așa este. Ce faci acum în Olanda? Ce muncești? M-am lăsat de la un moment dat de pizzerie pentru că e un stres foarte mare. Și lucrez într-un magazin de haine, dar am activități la biserică. Ce activități? Stând și mă rugând, Dumnezeu mi-a dat... un proiect, să zic așa, o misiune de făcut, gătesc pentru oamenii străzii din Olanda, pentru cei care sunt sub influența drogurilor și a alcoolului. Sunt, din cauza că drogurile sunt ca pâinea, să zic așa, la fiecare colț a străzii, mulți dintre ei tineri de acolo, nu numai tineri, dar mulți dintre ei încheie rezultatul vieților pe străzi, din cauza că nu mai poate să se lase. Și noi gătim la biserică, e un proiect făcut de mine, gătim supă caldă și o felie de pâine cu brânză sau ceva și avem o bicicletă specială și mergem de jur împrejur și căutăm cei care stau pe străzi și le dăm o supă caldă. Cumva vreau să mă apropii de ei, câteodată le povestesc cum Dumnezeu mi-a schimbat viața, dacă sunt de acord să mă asculte. Deci povestești despre asta. Da. Ce și... impact are? Trezești, reușește Dumnezeu să trezească interesul? Da. Pentru că despre asta e vorba până la urmă. Da. Primești întrebări? Da, da. Le vine să creadă că viața ta a arătat la fel ca a lor, pe chiar, stradă? Chiar am vorbit cu cineva și a rămas uimit. A fost un băiat... I-au murit 6 copii și soția lui într-un accident de mașină. Și el a ajuns pe străzi. Cu timpul a început să se drogheze. Și am stat și l-am ascultat, pentru că simțeam că trebuie să-l ascult. De multe ori au nevoie să-i asculți. N-au nevoie probabil de mâncare, n-au nevoie de bani.
au doar nevoie să stai acolo lângă ei și să-i asculți sau pur și simplu să nu spui nimic. Și i-am explicat experiența mea de viață cu Dumnezeu, mi-a salvat viața și cumva s-a emoționat și a zis, da, experiența mea de viață nu se compară cu a ta, dar totuși știu că există un Dumnezeu și știu că cândva o să lucrezi și în viața mea să mă reîntorc de pe străzi, pentru că este dependent de droguri și de alcool și nu pot să stau să-i spun, domnule, nu mai... Cumva trebuie să creăm o relație de prietenie prima oară și dacă noi avem contact unii cu ceilalți, ei prind încredere și prin modul de a mă purta față de ei, ei ar putea să-L vadă pe Dumnezeu într-un fel, cum lucrează în viețile noastre. Așa este. Dumnezeu să te binecuvânteze în dorința ta. Mulțumesc. De a transmite ceea ce tu ai trăit alături de Dumnezeu și de ce nu Dumnezeu să folosească experiența ta schimbând alte vieți. Bănuiesc că asta îți dorești cel mai mult. Da, da. Făcând acest proiect și implicându-te. Vreau să-i ajut, vreau să fiu lângă ei, pentru că știu că este dificil. Când ești pe stradă, nu este nimeni lângă tine. Sunt momente și momente când vrei ca cineva să stea lângă tine, să vorbești și să-i spui ce ai pe suflet, dar nu este nimeni. Și faptul că mă duc și stau cu ei și vorbesc cu ei, la un moment dat era un băiat care tot ne ignora. De fiecare dată mergem doi și ne ignora și întotdeauna îl spunea vorbe urâte la cel de lângă mine. Dar odată l-am văzut că reacționează așa și aveam niște șepci de rapper, le-am pus în ghiozdan special să le dau lor și m-am dus la el și l-am chemat și am zis, vină puțin. Avea o șapcă așa murdară în cap, i-am luat șapca de pe cap și am pus șapca care o aveam în ghiozdan. Pur și simplu îi dădeau lacrimile în ochi pentru o șapcă. Și l-am întrebat, ce ai nevoie? Cu ce aș putea să te ajut? Mi-a zis că are nevoie de iubire, de dragoste, de afecțiune. Am rămas, pur și simplu, am rămas mască. Pentru că nu mai e nimeni lângă el atunci când are nevoie. Și cumva sper ca prin proiectul ăsta să ne apropiem de ei. Acum începem să-i aducem la biserică, pentru că ploile sunt foarte abundente în Olanda și se întunecă foarte devreme și nu o să mai putem să mergem pe străzi. Dar încercăm să-i chemăm și să le oferim ba un tuns, ba un duș, ceva cald. Și având conexiune zilnic cu ei, așa ar putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi putem face ce putem, Dumnezeu face ce știe El mai bine. Ce a reprezentat, dacă ți s-a spus, venirea ta în biserică pentru biserica locală? A făcut ceva Dumnezeu pentru... Ți-au spus frații de acolo. Pentru că tocmai mi-ai povestit de proiectul acesta care nu îl faci singur, îl faci împreună cu ei. Sunt foarte bucuroși de mine acolo. Bucuroși. Nu era o oră de rugăciune în timpul săptămânii și faptul că noi trebuie să ne întâlnim între noi ca frați, am făcut o oră de rugăciune și încercăm să ne apropiem. E un pic o biserică mai libertină, niște oameni mai libertini, pentru că ai tot ce trebuie și cumva Dumnezeu vine pe locul doi. Dar încerc să aduc în atenție experiența mea de viață și să le arăt, să fiu un exemplu pentru ei și ca ei să poată să-și dea seama că viața de credință nu e doar să te duci la biserică și să stai pe scaun două ore și după aia te duci acasă și nu mai interacționăm unii cu alții în timpul săptămânii. Trebuie să fim conectați, pentru că Satana pur și simplu creează în moduri diferite și ne cunoaște comportamentele și dacă nu ne lăsăm mâna lui Dumnezeu și nu suntem uniți, putem cădea foarte ușor. Ești eu feric. Personal, dacă nu mă rog sau dacă nu citesc sau se întâmplă sau să mă rog în fugă, realizez pe parcursul zilei că n-am avut conexiunea aia totală dimineață cu Dumnezeu și mi-este frică să merg la drum, pentru că știu că Satana mă cunoaște și vin ispitele imediat și mă pun și mă rog. Ești fericit? Ce-ți mai dorești?
Ești fericit? Sunt fericit, da. Eu, viața de credință... Cum arată fericirea pentru Ionuț, ce-l schimbat? Fericirea e trăită în lucrurile simple. În lucrurile simple. Deci nu-mi doresc ceva wow. Îmi doresc, în primul rând, să merg după planurile lui Dumnezeu. Să caut căile lui Dumnezeu ca să știu de ce m-a chemat. Să știu care este misiunea Lui pentru mine. Nu-mi doresc să construiesc pentru mine, dar să construiesc pentru alții. Venind la emisiunea aceasta, pentru ce te-ai rugat? M-am rugat să, ca tinerii din România, că am auzit că sunt foarte mult sub influența drogului, ca ei cumva să se încreadă în Dumnezeu. Dacă vor să scape de sub influența drogului, este greu, este foarte greu. Doar să-și pună încrederea în Dumnezeu, ca El să poată să lucreze în inima lor. Nu e ceva foarte greu. Doar trebuie să spui în inima ta, cred că Dumnezeu m-a salvat și El salvează. Ce urmează pentru tine? Ce planuri ai? Deocamdată nu știu ce planuri am, dar planul, în primul rând, este să, ca proiectul acesta să meargă, să dezvolui cât mai mult și ca cei care sunt sub influența alcoolului, atât în Olanda, cât și în România, să cumva să fie salvați. Iar despre Dumnezeu, ce ne mai spui la final, ca și concluzie? Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, în primul rând. Și un Dumnezeu care pur și simplu îi pasă de inimile noastre. Un Dumnezeu frumos, un Dumnezeu... Nu știu, sunt multe de spus despre Dumnezeu. Multe de spus și mai sunt doar câteva secunde de emisiune. Inima mea e plină și garantez că toți cei care au urmărit această emisiune simt la fel. Noi aici la jurnal simțim toți la fel. Inima noastră e plină. Îți mulțumesc că ai făcut posibil lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru că ni l-ai prezentat pe Dumnezeul la care tu ai apelat și care te-a salvat. Și nu numai că te-a salvat, dar te-a și pus pe o direcție. Ți-a găsit niște oameni, o biserică, ți-a găsit un proiect, ai rezultate, ești viu. Ești viu. Mulțumesc. Slavă Domnului, felicitări și de câte ori mai vii prin România, de ce nu, să mai vii și să ne mai povestești despre ce și cum continuă povestea ta cu Dumnezeu. Mulțumim mult, dragii mei, așa cum spuneam, inima mea e plină, știu că și inima voastră este plină, asta e concluzia. Dacă s-a umplut de El, asta e concluzia emisiunii, asta face El. Slăvit să fie Dumnezeu pentru fiecare dintre noi la o rugăciune distanță. Restul face El. Și facem și noi. Stăm acolo, alături de El. Iar El știe ce să facă cu noi. Ne schimbă viețile, inimile, gusturile, viața întreagă ți-o schimbă. Și îți dă un sens, îți dă ceva frumos. Te face fericit. Și pentru asta, ce să spun? Asta de fapt e totul. Toate bune vă doresc, ne vedem săptămâna viitoare.